Aș face mai întâi apel la memoria așa primului gest care v-a dus în aceste realități, în junglă și nu numai, în Siberia. De unde a plecat totul? A plecat din copilărie și îmi aduc aminte perfect cum în seriile de sâmbătă stăteam în fața televizorului și mă uitam la Teleenciclopedia. Și îmi promiteam că atunci când o să mă fac mare, am să mă duc și am să văd locul ăsta cu ochii mei. Eu cred că atunci a început totul. Și prima călătorie pe care am făcut-o a fost călătoria în care am ieșit din grădină și m-am dus pe deal când eram copil și am stat acolo cu animalele pe deal în spatele satului. Dacă ați rezuma poveștile cel puțin din jungla braziliană în, să spunem, momentele cele mai critice pe care pe pielea dumneavoastră le-ați trăit. Și aș începe eu. Ați fost mușcat de un păianjen și ați crezut că veți muri. Da, asta s-a întâmplat când a fost în expediția de pe insula cea mare, insula cea mare a Braziliei, în Atlantic. Acolo eram cu încă 3 colegi și era o singură regulă, trebuia să respectăm o singură regulă, niciodată să nu plecăm singuri. Trebuia să plecăm câte 2 sau toți 4. Dar într-o seară, după ce ne-am așezat tabăra, eu știam că este un pârâu undeva la vreo 10 minute de mers de la tabără și am ieșit din cort și m-am dus înspre pârâul ăsta ca să beau apă. Mergeam așa prin junglă, îmi făceam loc prin vegetație cu mâinile, inconștient, și la un moment dat am simțit cum îmi intră așa, ca și când aș fi călcat într-un cui foarte mare și mă durea enorm de tare piciorul și aveam impresia că mi se sfarmă oasele. M-am uitat la bocanc, am văzut că nu a intrat nimic în bocanc și dintr-o dată am simțit cum îmi pulsează mâna. Și acolo am văzut mușcătura de păianjen. M-am speriat incredibil de tare, evident. Nu aveam semnal pe insula asta. Dacă mi se întâmpla ceva, atunci eram o mare pacoste pentru colegii mei, pentru că trebuiau cumva să mă ducă pe sus, la mal. Și tot ce știam era că după 2 săptămâni, pe celălalt capăt al insulei venea cineva să ne aștepte. Pentru că noi am fost lăsați la un capăt al insulei, trebuia să mergem pe insulă, insula asta avea un munte în mijloc. Imaginați-vă că la un moment dat a început să plouă, 5 zile a plouat continuu, noi nu puteam să urcăm muntele ăsta, că aveam un rucsac în față și un rucsac în spate. Și atunci lăsam rucsacii jos, urcam până ajungeam la un arbore, legam de arborele ăsta o funie, coboram, ne luam rucsacii și ne prindeam de funie și urcam până lângă arbore. Ajungeam lângă arbore, lăsam rucsacii, mai mergeam un pic pe jos, mai legam o altă funie și tot așa. Și ăsta a fost un moment foarte cru. Dar încă un moment așa în care m-am speriat foarte, foarte tare, s-a întâmplat acum vreo 3 săptămâni, când am fost plecat la marginea pădurii amazoniene, într-un trib. Și aici, într-o noapte, stăteam, într-o seară, de fapt, stăteam în fața colibei șefului de trib la masă și mâncam toți la masă. În ziua aceea a plouat foarte mult și l-am dat soția șefului de trib, a intrat în colibă ca să aducă ceva din colibă și la un moment dat ne-a spus că simte că a călcat în ceva și cu arde foarte tare și, de fapt, o mușcase un șarpe, pentru că a plouat, cerpii au intrat în colibă unde era mai uscat și a mușcat-o un șarpe. Casic, șeful tribului, a intrat în colibă, a reușit să omoare șarpele. Era important să facă asta ca să-l avem undeva și să-l ducem la spital cu soția lui și ca să știe ce șarpe a mușcat-o. Și când am văzut șarpele, mi-am dat seama că este un jararaca și jararaca este una dintre cele mai veninoase specii de șarpe din jungla Amazonului. Și atunci, pentru prima dată în viața mea, am simțit o frică așa foarte, foarte mare, parcă aveam o piatră enormă în piept și îmi venea să vărs de frică. Cum s-a încheiat totul? Știam că, până la urma urmei, Casic a urcat-o în barcă pe soția lui și a condus așa vreo 2 ore în creierii nopții pe râul Paraguay până a ajuns într-un punct unde exista o mașină a guvernului care era pusă acolo și aștepta situațiile astea pentru că eram într-o zonă unde erau vreo 15 triburi și era un punct cumva medical în care aștepta o mașină,
Îi lua pe cei răniți și ducea la spital. Ea a fost dusă la spital și după 3 zile s-a întors înapoi în trip, sănătoasă. Era important ca în 3 ore să primească antidotul. S-a întâmplat asta și vreau să vă spun că atunci când a venit în trip și am făcut masă și ne-am dus, am pescuit, am prins foarte mulți pești, am cules manioc, am fier manioc și am făcut o masă de-asta îmbelșugată și eram cu toții foarte, foarte fericiți să vedem că suntem împreună acolo. Vă rog frumos. Este o poză cu Silvia, cu Livia. Da. Da. Vă rog frumos, domnule Stermin, să comentăm puțin 2-3 din aceste imagini pe care colegii mei le rulează. Le vom vedea și la dimensiunea completă pe ecran. V-am rugat acest lucru în secunda în care am văzut că purtați pe cap o podoabă, o coroană. Spuneți-ne dumneavoastră cum e, da, cum e corect. Și de îndată ce și vă rog să vă opriți dacă și dumneavoastră ne vedeți asupra oricărei imagini din cele care curg. Vă rog. Da, ăștia sunt peștii pe care îi prindeam pe râul Paraguay. În fiecare zi ne duceam la pescuit. Prima dată vă recunosc, când am văzut cât de mare și de tulbure este râul, mă gândeam că nu o să prindem absolut nimic. Însă de fiecare dată când aruncam undița, prindeam pești. Și uneori, dacă nu-i scoteam repede din apă, peștii pirania îi mâncau. La un moment dat o să vedeți că este o imagine cu o jumătate de pește în acul undiței, pentru că am întârziat, nu l-am scos repede din apă și a fost mușcat. Aici este Casic cu soția lui. Când am desfăcut un fruct de pechi, este un fruct tradițional acolo, și aici sunt imaginile în care cei din trip se pregăteau de un ritual. Doamne, ce arbore! La 3 zile după ce am ajuns acolo, aici este Casic, șeful tribului, cu un cocar la ritual. Eu am stat acolo lângă el și aici ăsta sunt eu cu cocarul și cu podoabele de la momentul respectiv. Și v-ați întors cu ele acasă, domnule Stermin? Un dans ritual. Poftim? V-ați întors cu ele acasă? Da. Wow! Fără niciun fel de piedică pe aeroporturile pe care probabil ar trebui să le parcurgeți până în România? Se pare că nu și să știți că m-am interesat și sunt considerate forme de artizanat. Mm-hmm. Și Casic, șeful tribului, mi-a spus că dacă o să am probleme la aeroport, să le spun să sune la FUNAI, la Fundația Națională pentru Indigeni, și să vorbească cu el, pentru că acolo, în Brazilia, șefii de trib au autoritate foarte mare în ceea ce privește legea. Sunt un fel de procuror. Dacă un șef de trib, dacă un casic duce pe cineva din trib în fața poliției și spune a fost judecat și trebuie să meargă la închisoare, asta se va întâmpla cu el. Vă opriți aici, domnule Stermin. Și atunci Casic mi-a zis să-l sun. Vă opriți cu expedițiile? Sau din contră, abia ați putea spune că vi s-a deschis așa un soi de apetit? Deși abia nu prea mai stăm picioare, pentru că după jungla amazoniană, a Braziliei, Siberia, Anzii, nu mai sunteți la început de drum sălbatic. Da, da, nu, sper să nu mă opresc și sper să continue foarte mult. Sper să nu se sfârșească totul într-o expediție, ci să continue foarte, foarte mult. Acum am început un fel de proiect pilot pe ceea ce înseamnă ecologie umană și sunt foarte interesat de felul în care comunitățile tradiționale interacționează cu natura. Pentru că de ceva vreme a apărut un fel de știință, se numește Environmental Humanities, felul în care noi putem să folosim toate științele umaniste, plecând de la literatură, la tot ce înseamnă mitologie, la ce înseamnă religie, la ce înseamnă filozofie și fel de a te raporta la viața, existențialism, ca să conservi natura. Și atunci, de fapt, întâlnirea mea cu tribul din pădurea amazoniană a fost, de fapt, începutul unui drum care sper să se continue prin mai multe triburi, în care să explorăm și să înțelegem felul prin care oamenii ăștia se raportează la natură. Și am descoperit niște lucruri uluitoare. De exemplu, tribul ăsta în care am fost eu se numește Wapo. Și Wapo înseamnă un fel de tamandua, un fel de furnicar. Acolo, în rezervația asta, fiecare trib are un nume.
și numele era portat la un animal. Asta înseamnă că fiecare trib are acel animal totem pe care nu are voie să-l mănânce. Dar trebuie să știe cum stă situația, populației acestui animal în toată rezervația. Dacă un alt trib vrea să vâneze animalul ăsta, trebuie să vină la tribul ăsta și să-l întrebe unde să mă duc să vânez tamandua. Și atunci, ca Sikh, șeful tribului, o să le spună celorlalți, duceți-vă acolo, că acolo sunt mai mulți, dar niciodată să nu vânați în partea cealaltă, pentru că acolo sunt mai puțini. Și ăsta este un fel de a gestiona și de a conserva biodiversitatea, ceva ce ei păstrează de mii de ani. Felul în care fiecare trib răspunde de un anumit tip de animal și cunoaște situația pe o suprafață de 6.000 de hectare. Wow. Fiecare om din tribul ăsta este un fel de ranger. Un trib, domnule profesor? Da. O trib care include șamani? Aici, în zona asta, în tribul ăsta din Mato Grosso, șamanii se numesc paje. Da, sunt și triburi care au șamani, dar pentru că, vedeți, în ultima vreme, foarte mulți tineri au plecat din trib în oraș. Atunci, triburile, sunt unele triburi care au și cacic, adică un lider administrativ și paje, dar sunt, în general, triburi unde un cacic are și rol de paje. Tribul ăsta în care am fost eu, cacic avea și rol de paje și după ce au adus-o acasă pe soția lui, ne-am dus împreună în pădure, în junglă, ca să strângem plante pentru tot felul de ceaiuri și pentru tot felul de băi, ca să o ajute pe ea să treacă peste situația asta. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când rupea un mugure de la o plantă, îi spunea plantei, de data asta am să rup un mugure pentru că am nevoie de el pentru ceai, și rupea. El au o legătură foarte organică și directă cu natura. Incredibil. Știți de ce v-am întrebat de șamani? Pentru că, într-un fel sau altul, suntem curioși inclusiv dacă pe parcursul șederii, să spunem, a experienței, și pentru că toți cei care au vrut sau vor vrea să afle despre dumneavoastră vor fi curioși. Vor înțelege ce înseamnă călătorie inițiatică, o călătorie enciclopedică. Avem inclusiv curiozitatea dacă v-ați expus în vreun fel sau altul vreunui ritual condus de șamani. Să știți că eu am o formare în psihoterapie pozitivă și am câțiva colegi psihiatri. Unii dintre ei lucrează în Elveția și au foarte mulți pacienți pe care îi tratează după ce au consumat ayahuasca. Și vă spun că am o minte foarte sugestibilă și mi-e foarte frică să încerc tot felul de substanțe psihedelice. Dar nu spun că e ceva rău să încerci asta. Vă spun doar că eu n-am încercat. Am fost în acest trib cu un biolog de la Universitate din Cuiaba. Am fost doi, singur nu puteam să merg și aveam nevoie de un biolog acreditat de Ministerul Braziliei. El a făcut studii foarte multe pe etnobotanice și mi-a povestit cum a încercat aproape toate plantele de la toate triburile din junglă. Deci sunt oameni care au avut experiențele astea. Vă spun că mie mi este teamă să încerc, pentru că nu știu cum o să pot să-mi readuc mintea la cotele de dinainte experienței. Care ați spune că e cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o din aceste călătorii, cu gândul la ceea ce am aflat cu ajutorul colegilor, și le mulțumesc pentru asta, o lecție pe care ați aflat-o de la ghidul dumneavoastră Roberto din jungla amazoniană. În viață trebuie să te temi doar de lucrurile pe care le poți controla. Dacă vine un jaguar, nu ai ce să faci. Da, ăsta a fost un lucru pe care l-am învățat acum 7 ani, când am fost prima dată în jungla din Amazon și mi-am dat seama cum Roberto era o călăuză și el crescuse într-un trib în jungla din Amazon și dintr-o dată mi-a făcut o sinteză a stoicismului și mi-a spus că da, în viață trebuie, pentru că a văzut că la început mi-era foarte frică. Mi-era frică, de exemplu, de păienjeni. Mă gândeam dacă sunt păienjeni care vin pe hamac. Și mi-a zis, n-ai de ce să te temi, că nu te poți apăra de ei. Trebuie să te temi de lucrurile pe care le poți controla și de care te poți apăra. Și asta, într-un fel, m-a eliberat foarte mult de frică. Ce am învățat acum, de la ultima expediție, a fost faptul că noi, oamenii,
chiar avem nevoie de trib. Noi am fost făcuți și am evoluat să stăm într-un trib. Și tribul ăsta poate să însemne o mână de oameni cu care ne conectează credințele și valorile noastre și cu care interacționăm și stăm în legătură cu ei, fizic sau prin intermediul telefonului sau oricum altcumva. Am înțeles câtă nevoie avem noi de trib. Și m-am uitat la oamenii ăștia și am văzut cum în cele 3 zile în care soția șefului de trib era plecată sau era la spital, era așa un fel de tristețe adâncă peste toată lumea de acolo. Și în momentul în care s-a întors, a fost o sărbătoare nemărginită. A fost cea mai frumoasă masă la care eu am participat vreodată. Toată lumea era extrem de fericită. Fiecare om contează în tribul ăsta. Și asta am înțeles, că noi acolo în trib am evoluat și că avem nevoie de triburi. Știți, a fost cel mai lung studiu care s-a făcut vreodată pe fericire. A fost un studiu care a implicat vreo 3 generații de oameni. Și până la urma urmei, concluzia au arătat că oamenii care sunt cei mai fericiți sunt oamenii care au relații de prietenie și de iubire stabile pe care se pot baza. Și înțeleg. În secunda în care rămâi fără bani, fără resurse, treci printr-o criză de sănătate sau orice altfel de criză, dacă ai oamenii ăștia în jurul tău, ești fericit. Ești mult mai fericit ca altul care are tot ce vrea, dar e singur. Și experiența asta în trib, asta mi-a confirmat. Că suntem făcuți să trăim împreună.